Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, astăzi am să vă vorbesc despre bolile puietului, fiindcă cu filmele anterioare am terminat, bineînțeles, cu bolile albinei adulte. Mai sunt câteva, ceea ce probabil vă voi ține la curent mai încolo. Dar să începem. Astăzi vă voi vorbi despre loca americană. Loca americană este o bacterie care are două forme. Forma de bastonașe, forma de mulțire și forma de spori, forma pentru rezistență, adică care stă mult și bine. Chiar și 10 de ani poate să stea în formă de spori până a infecta o stupină. Ce putem să spunem despre această bacterie este că odată ce intră în intestinul albinei, este în formă de bastonașe unde se va mulți și în 24 de ore ajunge la vreo 10.000 de bastonașe care se tot divid. Până la moartea larvei, când este căpăcită, ajunge undeva la 2 miliarde de spori după ce aceasta se uscă. Deci, fiind o boală a puietului, ea afectează, bineînțeles, doar puietul. În general, afectează puietul larvar foarte tânăr, deci se instalează în larva tânără câteva ore, maxim 2-3 zile, ea poate să afecteze acest puiet. Puietul se descompune după ce este căpăcit, poate fi recunoscut în general după celulele rămase, deci dacă o ramă întreagă este cu puiet căpăcit, o puneți în cat, și după ce eclozează marea majoritate a albinelor, vedeți că rămân câteva celule care n-au eclozat, iar acolo puteți să faceți un test al chibritului, să băgați chibritul, să vedeți dacă există o pastă bruncafenie, se poate vedea acest lucru. Dar nu e neapărat hotărător, cel mai bine e în laborator, dar interesant este că în România, în laboratoare, după ce se fac analize, încă n-auzi nicăieri vreo contaminare cu loca, da, cu loca europeană, nu, cu loca americană, cer scuze. Deci, ea se poate transmite în colonie prin hrana, prin miere, prin polen, deci după ce își termină descompunerea larvei, ea se transformă în spori care e transmisă de albină în tot stupul. Dar nu toate familiile de albine pot să fie infectate, chiar dacă au spori de loca americană, albinii se pot autovindeca scoțând larvele infectate mai devreme din celule. Bineînțeles, nu toate familiile pot să facă acest lucru. Dar sunt stupini în care poate fi loca americană și să albina se poate ține sub control. Dacă sporii sunt foarte puțini, atunci se poate ține foarte ușor sub control. Dacă sunt mai mulți, atunci poate declanșa epidemia foarte gravă. Cum se poate transmite din stupină în stupină? Chiar dacă apicultorul are 3-4 stupini pentru a se izola de un eventual, să zicem, epidemie de boală, indiferent de care, pur și simplu folosirea aceluiași instrumente apicole și se duce de la o stupină cu o mânușă care a lucrat în prima stupină, se duce în a doua, poate infecta foarte ușor și acea stupină. Acum, dacă în zona respectivă a dumneavoastră
probabil bunicii sau cineva a avut albină și a avut vreodată loc americană cu spori, atunci poate fi dumneavoastră v-ați apucat de albine, poate să vă infectați cu loca americană. Deci ce mai vreau să spun este că dacă sunteți începători și aduceți albine din străinătate, că am văzut că e la modă, ceea ce nu prea se știe este că sunt țări în Europa Centrală care au toată țara respectivă, are loca americană, încearcă sub diferite metode de a ține sub control cu tratamente, cu toate că tratament pentru loca americană există doar pentru forma de bastonaș, adică forma de mulțire. Pentru forma de spor nu există tratament. Ce mai e de zis? Că dacă cumpărăm rame pentru, să spunem așa, pentru a avea rame construite, sursa de unde o cumpărăm nu poate fi sigură niciodată fără un examen de laborator, deci puteți aduce loca americană în stupina dumneavoastră. Ce se mai poate spune e că dacă cumpărați miere de undeva, mai ales din sursă externă, deci din afara țării, și aduceți în țară, iară puteți aduce loca americană în stupina dumneavoastră. Poate dura stadiul de infectare de la câteva săptămâni până la un an de zile, fără să știți că aveți loca americană. Eu am făcut și acest test la mine în stupină pentru a detecta și loca americană. S-am pus o ramă cu puiet în cat. Dacă rămâneau câteva celule neeclozate, atunci putea să spunem că avem locă americană. Deci feriți-vă de inventarea picol străin, feriți-vă de miere străină, feriți-vă de material biologic străin. Și cel mai la modă a apărut în ultimii ani prinderea roiurilor străini care pot fi infectați cu locă americană. Deci deschideți un stup, puneți feromoni, vine un roi la dumneavoastră în stupină, nu știți dacă are spori de loc american. În Europa Centrală, țările respective, când sunt infectate de această bacterie, fac un simplu lucru. Ori distrug toată stupina, adică îi dă foc dacă familiile sunt slăbite, deci foarte slabe. Dar în caz că familiile sunt puternice și se identifică această bacterie, atunci fac roi artificiali, fără puietul căpăcit. Deci se scutură toată albina, se ține 2-3 zile să flămânzească, ca mierea cu care a plecat din stup să o consume toată, cu toate că e posibil să aibă încă spori de această bacterie. Și atunci formează roi artificial, ei tratează forma de mulțire a bacteriei, dar bineînțeles spor poate să fie și pe perișorii albinei. Deci nu poți să scapi foarte ușor de această boală. Chiar dacă o ai, albinele vor putea să se apere împotriva ei dacă nu sunt infectate foarte tare, dar dacă se ajunge la infectare gravă, atunci e problema. Puietul poate fi contaminat pur și simplu prin hrănirea cu lăptișor a puietului. Cele mai afectate larve sunt cele de regină, iar cele mai rezistente
larve în fața acestei bacterii este cea de trântoră. Din stupină în stupină mai poate fi infectat și de trântori care se pot rătăci la 7-8 km, pot duce această boală. În concluzie, și pastoralul poate să facă acest lucru. Da, dacă fiecare dintre noi controlăm în stupină și vedem dacă această boală există sau nu, putem ține sub control. Igienizarea e foarte importantă, dezinfecția este foarte importantă și la această boală, fiindcă din cauza altor boli, cum ar fi nosema, albina depune fecale în stup, prin care se pot transmite sporii respectivi de loca americană. Dacă nu trebuie să ne speriem, e bine să știm că există, e bine să știm cum să ne apărăm de loca americană. Cu asta v-am lăsat și o să revin și cu alte boli ale puietului. Numai bine până atunci și la revedere!